dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Avem astăzi o invitată regională, ca să zic așa, doamna Oana Matescu, președintele Asociației Europrotector și coordonator al proiectului Cu Mintea Limpede, de un proiect finanțat de Uniunea Europeană, dar mai multe ne va spune Oana. Și este un proiect care se desfășoară în regiunea Oltenia, de asta am spus că ești un reprezentant regional de data asta la noi în studio. Da, așa este. Proiectul se desfășoară, de fapt, în 4 județe ale Olteniei, Dolj, Gorj, Olt și Mehedinți. Este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acțiunea cheie 3, care se referă la dialogul structurat, reuniunea ale tinerilor cu responsabilii, cu factorii de decizie din domeniul tineretului. Poate sună puțin pompos, așa că voi explica ce și-a propus proiectul nostru, de la ce a pornit și ce am realizat până acum și ce am dorit să facem în continuare. Proiectul a pornit de la niște realități concrete, se numește Cu Mintea Limpede pentru că se adresează sănătății mentale a tinerilor. Ne-am dat seama că există foarte multe probleme, că în contextul general în care afecțiunile de ordin mental sunt foarte frecvente, din păcate, și tinerii, foarte puțin tratate. Exact. Tinerii sunt foarte afectați de prejudecățile familiei, societății, de factorii de stres emoțional care îi afectează. Adolescența este în sine o vârstă a transformărilor, o vârstă dificilă și tinerii sunt foarte sensibili la factorii de mediu, la factorii de stres din mediul înconjurător, la presiunea permanentă care ei sunt supuși, la problemele familiale pe care mulți dintre ei le au, să nu mai vorbim de nesiguranța zilei de mâine. Pentru că noi chiar în această perioadă am avut o întâlnire la Târgu Jiu în care s-a discutat despre sănătatea mentală și despre educația pentru sănătate și elevii înșiși au conștientizat că nu există o continuitate, adică te poți trezi cu o curiculă schimbată, cu programul în sine al examenelor, al testărilor, al oportunităților lor de educație se schimbă de la, nu chiar de la o zi la alta, de la un an școlar la altul. Și este foarte dificil. Ca să revenim la problema sănătății mentale, că asta este tema proiectului nostru, e foarte important să spunem un lucru. Cea mai frecventă cauză de incapacitate temporară de muncă este depresia. În condițiile în care depresia este subdiagnosticată peste tot în lume, nu doar la noi. Și noi suntem pe primul loc sau în general în lume? În general în lume, depresia este o cauză majoră de incapacitate temporară de muncă. Depresia a început să apară la vârste tot mai mici, adică putem vorbi de depresie și la copiii de 1-4. Și la ei nu vorbim de incapacitate temporară de muncă, așa cum se înțelege la adulți, dar vorbim de incapacitatea de a face față sarcinilor principale, aceea de a învăța. Este o problemă complexă. Noi nu ne-am propus să ne adresăm copiilor mai mici, ne referim în acest proiect la adolescenți. Problema principală este următoarea. Adolescenții, dacă sunt minori, au neapărat nevoie de acordul scris al părintelui pentru a accesa orice fel de serviciu în domeniul sănătății mentale. Și asta uneori este o barieră, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă atunci când un copil se taie la o mână și îi curge sânge, este foarte evident că are o nevoie urgentă de asistență medicală. Atunci când el este într-o stare de asta, de depresie profundă, și un specialist poate identifica fără să îl supună unei examinări amănunțite că este un copil care are o problemă, este un copil care este în situație de risc. Nu poate să intervină, pentru că părintele va spune cu ce drept îl faci tu pe copilul meu nebun, până la urmă. Și asta dacă îl vede un medic. Da, dacă îl vede. Dacă îl vede. Cei care văd cel mai des acest lucru sunt colegii și prietenii sunt primii care își dau seama că se întâmplă ceva cu un adolescent.
Și mai sunt profesorii care pot să-și dea seama. Și aici, și aici este o problemă. Sunt foarte mulți, și să știți că nu oameni cu un nivel de cultură redus sau, știu eu, din medii mai închise. Nu, sunt foarte mulți oameni care spun că nimeni nu are dreptul să intervină asupra copilului meu dacă eu nu sunt de acord. Adică de aici până la spune, e copilul meu, eu l-am făcut, eu l-omor. Da, e cam același lucru. Da, e suficient de aproape. Și, bine, e o dezbatere lungă și probabil mulți dintre cei care ne urmăresc acum vor fi oarecum de acord cu ideea că e copilul meu, adică eu sunt cel care trebuie să am de grijă de copilul meu. Eu sunt perfect de acord că de cele mai multe ori părinții sunt bine intenționați și că, să zicem, de foarte multe ori părinții au grijă de copiilor. Dar sunt și situații în care părinții pot să fie cu toată bunăvoința lor depășiți de o anumită problemă. Sau sunt situații în care părintele nu este nici măcar fizic lângă copil. Sunt atâția, sunt atâția părinți care sunt plecați în străinătate. Acum, noi nu vrem să promovăm prin acest proiect un, știu eu, un comportament invers abuziv, adică psihologul poate oricând să facă orice cu un copil sau lucruri de genul acesta. Dar ne-am gândit ca într-o prima etapă să facem o propunere ca dacă de la 16 ani minorul poate să răspundă penal. Eu cred că de la 16 ani ar putea să aibă dreptul să apeleze la un serviciu medical și nu mă refer aici doar la asistența psihiatrică sau psihologică. Ar putea să aibă dreptul să acceseze un serviciu medical fără acordul scris al părintelui. Pentru că poate uneori are o multitudine de probleme care creează o barieră între copil și părinte, poate că părintele, așa cum spuneam, este absent și fizic și lucrurile nu sunt foarte simple. Dar cred că tinerii noștri de la 16 ani pot să iau decizii în ceea ce privește sănătatea lor. Să știți că există și un precedent, pentru că în momentul de față și la noi în țară, în domeniul serviciilor de sănătate a reproducerii și planificare familială, există acest drept de decizie independentă de la 16 ani. Da, ăsta e un lucru bun și de asemenea să nu uităm că prin faptul că părintele folosește de multe ori metode coercitive asupra copiilor, de multe ori copiii spun ultima dată părinților când au o problemă, indiferent de ce natură. Da, exact. Deci nu-i spun că mă ceartă, mai bine îi spun unui prieten, mai bine mă duc la psiholog, mai bine mă duc la psihiatru. Îmi caut rezolvarea problemei, nu împreună cu părintele. De foarte multe ori se întâmplă asta, mai ales că sunt foarte mulți părinți care sunt foarte exigenți, foarte, poate chiar agresivi cu copiii, ceea ce iar nu este voie. Și cu toate astea se întâmplă. Da, din păcate, o altă problemă care e frecventă la noi, familia este cel mai des locul unde toți își exprimă frustrările, adică omul vine supărat de la serviciu, ajunge acasă și își ceartă familia. Se întâmplă și invers. Vine nervos de acasă și își ceartă subalternii. Da, se poate întâmpla. Dar de cele mai multe ori, dacă omul este subaltern, sigur își va certa copiii. Sau dacă se ceartă soții între ei, se răzbună pe copii. Da, de asemenea. Da. Iată câte motive pentru un copil să nu aibă curajul sau dorința să-și caute problema, să-și caute rezolvarea problemei alături de părinte. Da, și aș vrea să menționez că este vorba și de situații foarte grave. Adică și în Târgu Jiu au fost tot felul de cazuri de sinucideri la adolescenți și în foarte multe, adică în toată țara noastră, e numărul de sinucideri la adolescenți este destul de mare, este inadmisibil de mare. Și cu părinții nu știu nimic, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Toți spun, vai, dar era liniștit, era cu minte, era... Poate pentru că era foarte liniștit, era deja departe în depresie. Da, exact. Adâncit în depresie. Sunt o grămadă de probleme, dar aș vrea, haideți să... Să căutăm soluțiile. Să căutăm soluțiile, că problemele le-am identificat. Să vă povestesc așa puțin ce s-a întâmplat în proiectul nostru. Pentru că este vorba despre tineri și componenta de tineret a programului Erasmus Plus prevede o implicare a tinerilor. Proiectul a debutat cu o activitate de cercetare, adică am aplicat chestionare și am văzut ce gândesc tinerii
Și majoritatea au spus că prima oară ar vorbi cu prietenii dacă ar avea o problemă, dacă exact ar ce avea ceva pe suflet. Exact ce vorbeam. Da. Dar gradul de încredere în servicii este destul de redus. Serviciile medicale? Da. De specialitate. Da. Este destul de redus. Dar e mai mare decât față de părinți? Gradul de încredere? Nu, este cam tot pe cam acolo. La fel. Cam tot pe acolo, da, pentru că probabil, vedeți, cei care au încredere în familie n-au în servicii și invers. Probabil asta explică procentele cam egale, pentru că a fost o întrebare cu o singură posibilitate de răspuns. Oricum, nu am avut vreo revelație fabuloasă prin aplicarea acestor chestionare. Au fost lucruri la care ne așteptam deja. Și după aceea a fost o etapă de pregătire în care noi am contactat tineri din cele 4 județe, i-am selectat pe cei interesați de această problemă și am organizat la Craiova un seminar regional cu participanți din Dolj, Gorj, Olt și Mehedinți. Au fost foarte mulți tineri, 40 și ceva de tineri implicați și au participat experți din județele țintă. Unii dintre ei au participat la tot seminarul, ceilalți au participat punctual, având o intervenție, să zic eu, în domeniul lor major de pregătire. S-au discutat toate aceste lucruri, ce-și doresc tinerii, ce așteaptă de la școală, de la familie, de la societate, care sunt problemele, adică până la urmă, de ce nu se duc ei la un psiholog sau de ce nu se duc la un psihiatru. Și trecând peste problemele pe care le-am găsit, am încercat să găsim soluții. Au fost niște dezbateri foarte interesante, tinerii chiar au lucrat și am ajuns la, am spus, la aceste propuneri. Principala ar fi accesul tinerilor, minorilor, începând cu 16 ani, la serviciile, la toate serviciile medicale, fără acordul scris al părinților. Și mai este un set de propuneri care se adresează specialiștilor, cum ar fi o flexibilitate mai mare a părinților în înțelegerea anumitor situații, o înțelegere din partea părinților că au și obligații față de sistemul de învățământ public, care până la urmă este gratuit și că trebuie respectate niște reguli și că dacă ai copilul la școală, ar trebui să mai vii din când în când și pe la ședințele cu părinții, de exemplu. Apoi, pentru a extinde impactul proiectului, am organizat câte o întâlnire în fiecare din județele țintă, care s-a desfășurat pe parcursul a 2 zile. Într-o zi a avut loc un fel de ateliere de pregătire cu un grup de 30 de tineri, pentru ca ei să poată promova sănătatea mentală în rândul altor tineri, pentru că este știut și până la urmă și demonstrat că educația între egali și mai ales la tineri este foarte eficientă, pentru că impactul este cu totul altul dacă un prieten, un coleg, cineva de aceeași vârstă, chiar dacă e un străin, dar e de aceeași vârstă, vine și îi spune ceva unui adolescent, îl va asculta cu mai multă atenție decât dacă mergem noi ca persoane adulte și le spunem niște lucruri, oricât ar fi de interesante. Vor zice, bă, ăștia sunt cam bătrâni. Ce știu ei despre problemele noastre? Da. Noi avem niște probleme altele decât pe vremea au lor. Au fost și ei tineri, dar atunci altfel se punea problema. Și au perfectă dreptate, pentru că este, ei trăiesc altfel decât ne-am trăit noi copilăria și adolescența. Și prin intermediul acestor ateliere ne-am propus ca tinerii să devină capabili să împărtășească și altor tineri niște lucruri care să-i ajute să-și păstreze sănătatea mentală, pentru că de foarte multe ori noi ne facem cu toții rău singuri, adică știți cum e, în loc să sunt foarte obosită, dar în loc să ies să mă plimb puțin, mă uit la un film, ca să nu zic că mă joc la tabletă, cum spun copiii. Sau la calculator. Da, 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 da. Și așa mă odihnesc, consider eu. Da. Iar o altă etapă, în ziua următoare a activității județene, am realizat o întâlnire între echipa de tineri,
și reprezentanții ai diverselor structuri implicate în această problemă a sănătății mentale a tinerilor. Adică aici am inclus cadre didactice, reprezentanții ai autorităților în măsura în care au acceptat invitațiile noastre, în unele, deci au fost categorii diferite în funcție de receptivitatea fiecărei categorii profesionale din fiecare județ țintă. Și dezbaterile au fost foarte interesante exact pe tema asta, ce pot face tinerii unii pentru alții și ce pot face structurile de stat sau organizațiile neguvernamentale pentru tineri, pentru sănătatea mentală a tinerilor. Ce să vă spun eu, prima întâlnire a fost la Severin. Atelierul cu tinerii a avut loc la Casa Tineretului și a fost o zi toridă de vară. De fapt, majoritatea, adică toate au fost în zile toride de vară, pentru că asta a fost structura proiectului. Apoi întâlnirea cu reprezentanții autorităților și structurilor cu abilități de intervenție în domeniul sănătății mentale a avut loc la Colegiul Național Traian din Drobeta Turnu Severin și aici am avut onoarea să participe și viceprimarul, care este destul de tânăr și care a părut interesat. Acum eu nu pot să știu dacă va face într-adevăr ceva, dar măcar și-a luat acest angajament că va susține. În primul rând faptul că a participat este apreciat și dacă și-a luat și un angajament, mai rămâne doar să și-l țină. Da, au participat, ce să vă mai zic, la Severin au venit și niște specialiști din penitenciarul Severin care au venit cu exemple foarte bune despre ce se poate întâmpla și unde poți ajunge. Când dacă... ai mintea limpede. Exact, când ai mintea încesoșată de diverse probleme. Și la Severin au venit reprezentanții ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, care și ei au spus tot felul de lucruri despre mintea nelimpede, despre problemele care îți încesoșează judecata. Sperăm ca de acum încolo, deci pe parcursul lunii, sfârșitul lunii octombrie, luna noiembrie, vom ajunge și acolo să facem activități efectiv cu tinerii și cu grupuri de adulți la Severin, da, la Severin și la Orșova, pentru că tinerii care au participat la activitățile noastre au fost din Severin și din Orșova, la nivelul județului Mehedinți. Apoi am fost la Caracal. Pentru că în județul Olt, lumea râde, sunt legendele alea cu Caracalul și nu știu câți dintre gorjenii dumneavoastră au fost în Caracal, dar zău că e un oraș deschis. Nici eu n-am fost. Ai pierdut, da? Să te duci odată, da. Și în Caracal este cel mai bun liceu din județul Olt, Liceul Teoretic Mihai Viteazu, de unde noi avem un grup de voluntari care s-au, deci voluntarii noștri în toate proiectele sunt selectați printr-un proces deschis, adică noi lansăm un apel pe Facebook, prin intermediul colaboratorilor noștri din diverse instituții care lucrează cu tinerii și întrebăm, există tineri interesați să participe la Cu Mintea Limpede? Da. Sau alte proiecte. Și cei care vor să vină ne sună, ne trimit un mail, ne ajungem până la urmă, nu e așa o selecție din aia comunistă, măsurăm cu rigla. Ajungem la o înțelegere, adică vedem dacă persoana respectivă se potrivește cu specificul proiectului, este interesată de proiect, pentru că acum să știți că sunt mulți care vor să vină la proiecte numai pentru o diplomă. Dar asta nu este ok. Este important ca un tânăr, mai ales dacă vine la un proiect, să învețe ce este voluntariatul, ce avantaje poate să aibă și că poate învăța foarte multe dintr-un proiect. Așa, și să revin la Caracal. Deci am ajuns să organizăm activitatea în Caracal, pentru că toți tinerii participanți din Olt au fost din Caracal și din Corabie. Și acolo, la Caracal, chiar la liceul Mihai Viteazu, care este... Acum funcționează într-o clădire destul de nouă, construită acum câțiva ani și are o sală SF, zicem noi, în bibliotecă. Acolo s-au desfășurat ambele activități și aș vrea să apreciez că
Acolo, în ambele zile, au venit și specialiștii. Deci noi în invitație am specificat că e o zi de activități cu copii și în următoarea zi îi invităm și pe experți să stea să dezbată. Ei au venit cu Și în toții prima zi. și în prima zi pentru că le-a plăcut foarte mult. Și am aflat și acolo lucruri interesante. De exemplu, acolo au participat foarte mulți medici școlari. Și Chiar un și-au, lucru da, bun. au participat, la modul că au participat activ. Ce am mai putea să spunem? Nu știu, în afară de faptul că vizitați Caracolul pentru că merită. Da? Iar Ei, oamenii nu sunt așa bătuți în cap cum nu, spune chiar deloc, legenda. chiar deloc. Da, de asta, de foarte multă vreme, eu îmi propun ca organizația noastră să deruleze mai multe activități și în Slatina, de exemplu. Dar se nimerește așa că se înscriu în plâni, până la urmă, dacă nu se înscriu voluntari dintr-o anumită localitate, nu te poți duce tu cu forța acolo să spui vreau să fac activitate aici, când în altă parte ești solicitat. Da, și plus de Da. asta, dacă ar fi adus cei de la Caracal la Slatina, ar presupune niște costuri suplimentare, Care nu și-au care rostul, nu și-au rostul, da. un timp pierdut și așa mai Da, departe. da, Deci e da, da. clar, adică să fim acolo unde suntem Da. doriți, e normal. Pentru că la Slatina, dacă n-ați fi avut cu cine lucra, poate vorbeați la pereți și vorbeați degeaba. Exact, da. Să fim realiști. Și pentru Da. că nu mai sunt multe minute Nu din mai emisiunea sunt multe. noastră, nu, să ajungem la Târgu La Jiu, Târgu dacă nu Jiu. mai este altă Păi, stație între. mai este și stația Craiova. Așa, Da, stația Craiova. stația Craiova. Unde, având avantajul că echipa de specialiști de organizatori a proiectului a fost din Craiova, trebuie să vă spun un lucru. Au fost mai multe întâlniri cu tinerii pentru că s-au produs spontan. Iar și la Craiova aș vrea să spun că tot așa am avut parte de reprezentanța ai penitenciarului Craiova, care aduc foarte multe informații utile în domeniul sănătății mentale De și genul, așa nu. așa nu, exact. Adică Și să învățăm din greșelile altora. da. Și la Craiova surprinzător, adică nu neapărat surprinzător, dar am avut foarte mulți studenți care au fost interesați de problema asta. Foarte mulți studenți. Adevărul că am avut mult mai mulți participanți decât ne propusesem. Așa Este s-a un lucru bun, întâmplat. e un Da, plus este pentru un lucru proiect. bun, pentru că erau cei din eșalonul de vârstă planificat, dar a trebuit, nu poți să refuzi pe cineva când spune vreau să particip. Așa, și acum să ajungem la Târgu Jiu. La Târgu Jiu am avut fericirea să avem foarte mulți consilieri școlari. Deci aici, chiar cu mâna pe inimă, vă spun că domnul Ion Elena ne-a fost de un extraordinar folos. A organizat întâlnirea la Muzeul de Istorie, într-un spațiu foarte frumos. Și domnii consilieri, care sunt colaboratorii dânsului, că nu vreau să spun subordonați, mai ales doamnele consiliere, pentru că sunt doar câțiva domni în această categorie profesională, au venit într-un număr foarte mare. Aș vrea să vă spun ceva despre evenimentul pe care l-am organizat tot în cadrul acestui proiect, dar a avut o tematică un pic lărgită, pe 16 octombrie la Târgu Jiu, tot la Muzeul de Istorie. S-a numit Copiii români vor să fie sănătoși și face parte dintr-o campanie mai largă în care noi dorim ca educația pentru sănătate să devină materie obligatorie în școli. Asta vreau să aud și cu asta aș vrea să încheiem. Da. Asta este până la urmă rezultatul, dacă îl veți obține, va fi un rezultat extraordinar al proiectului. Să încheiem arătând frumosul afiș al proiectului. Iată un creier cu ochii limpezi, pentru că ochii de multe ori arată limpezimea creierului, da? Iată ce limpede este ochiul văzut prin lupă, da? Felicitări pentru proiectul Cu mintea limpede și succes în continuare, iar ENSA TV vă va fi alături de câte ori ne veți solicita, pentru că sunt lucruri care merită făcute și care aduc un lucru bun în viața oamenilor. Vă mulțumim. Vom veni la dumneavoastră atunci când vom promova petiția online, mai către Cum să nu, cu sfârșitul mare drag. proiectului, care nu este foarte departe, și când vom avea mai multe activități realizate cu tinerii și cu părinții, din județul Gorj. Și cu părinții. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție. La revedere!